Dragi tineri, mă bucur să fiu în seara asta aici împreună cu voi la Poarta Cerului, un loc atât de fain, un loc atât de plin de viață, energic. Am simțit închinarea împreună seara asta, eu și aseară aici cu voi și m-am bucurat tare, tare mult pentru slujba și timpul de aseară de aici de la biserică. Sperăm că și seara asta, cel puțin început, a fost foarte bun. Sperăm că o să fie și continuarea la fel. O minte sănătoasă, asta e tema noastră din seara asta, o minte sănătoasă eliberat de frică, depresie și anxietate. Cum sună asta pentru noi? Hai să încep cu o poveste. Un tânăr dintr-o tabără nu participa la jocuri, la activități, știa să se retragă neobservat, la slujbe știa să se bage în mulțime și să nu fie observat și să otulească când liderii nu sunt pe fază. Într-o seară, la rugăciune, a fost marcat cum tinerii se roagă. Fiți atenți. Pentru că i-am văzut pe tineri cum se roagă, am început să mă rog și eu. De mulți ani nu m-am mai rugat. Am început să simt o bătălie interioară pe care n-am mai simțit-o niciodată. Bărbat fiind, îmi venea să lupt continuu, dar cu cât mă rugam mai intens, mă deschideam mai tare față de bătălia din mintea mea care creștea. Într-un final s-a oprit rugăciunea, parcă m-am bucurat că am început să mă liniștesc, spunea el. Problema e altă. Am intrat înapoi în starea mea de dinainte. Și acum fiți atenți conversația dintre mine și el. Adelin, m-a plătit mama să vin aici. Zice, eu nu vreau să ies din casă. Nu vreau prieteni, nu vreau colegi. Merg la facultate ultimul în clasă și plec primul ca să nu mă vadă nimeni și să nu dialoghez cu cineva. Cât se poate de mult stau singur acasă. N-aș vrea să trăiesc, spunea el, fiți atenți ce spune. Zice, mi-e frică de viitor, mi-e rușine de trecut și de-aș putea, n-aș vrea să trăiesc prezentul. Am păcătuit, m-am îndepărtat de biserică, am fugit de acasă. Uite ce zice el la final. Nu-mi trebuie pocăință, dar, aș putea să am o minte sănătoasă, fără o schimbare? Fiți atenți. Tipul ăsta a trecut peste, dar mie mi-a născut o mare de tot curiozitate. Cum e să trăiești într-o astfel de stare și să nu te simți liber, să nu te simți bucuros, fericit în viață? Să nu-ți dorești să stai cu nimeni împrejur, să nu-ți dorești prieteni, să nu-ți dorești să te vadă cineva, să dialoghezi. Oare e destul de prezentă problema asta? Depresie, frică, anxietate? Fiți atenți în ce urmează. De ce ar trebui oare să vorbim noi
la biserică. Nu e o problemă a psihologilor, a cabinetelor, a medicilor, nu e o chestiune de medicamente? De ce ar trebui să vorbim noi despre depresie, frică și anxietate? Uitați în slide-ul următor. Între 19 și 23% dintre tineri între vârstele de 15 și 25 de ani sunt copleșiți de una din aceste trei stări ale tulburărilor mentale, psihice, și anume frică, depresie și anxietate. Biblioteca Națională de Medicină din Statele Unite, în anul 2020, înainte de pandemie, au declarat că 336 de milioane de persoane trăiesc cu tulburări afective de anxietate și depresie. Anxietate și depresie. Tot ei susțin că pandemia a generat o creștere cu 25% până la 423 de milioane. Știi ce înseamnă asta? Populația UE. Întreaga populație UE. Cam pe aici ne situăm. Cum sunt descrise frica, depresia, anxietatea? Hai să începem cu prima dintre ele. Frica, în primă fază, e singura dintre ele descrisă pozitiv. Frica e o stare naturală, emoțională, care se activează la un pericol sau la o amenințare percepută pe care o vezi, pe care o anticipi, cu scopul de a te proteja. Ea simți asta. Doar că, fiți atenți, frica, dacă ar fi doar atât, ar fi excepțional de fain. Uitați care sunt de fapt fricile noastre și vă redau doar câteva dintre ele. Frica de moarte, frica de alegeri greșite, frica de eșec, frica că va afla cineva trecutul. Ascultați, cea mai prezentă frică la tineri, dacă află cineva ce am făcut eu, o să afle viitorul meu, o să afle viitoarea mea, ce trecut am eu, ce am făcut, ce prostii. Frica de sărăcie, frica de nefericire, frica de a întemeia o familie. Și de-aia redau acum versetul biblic care spune în 2 Timotei 1:7, căci Dumnezeu, spune aici Scriptura, nu ne-a dat un duh de frică. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Depresie. Depresia e o stare emoțională profundă de tristețe, lipsă de interes și energie, care afectează viața de zi cu zi și relațiile. Da. Acum, unii dintre voi știți să gândesc, bă, dar deci trebuie să vorbim noi de frică, depresie, anxietăți și așa. Da, pentru că probabil la Timișoara fetele nu suferă. Băieții nu trădează niciodată așteptările fetelor. Și fetele niciodată nu știu da papucii băieților. Da. Anxietate. Anxietatea este o stare de neliniște și îngrijorare continuă pentru niște lucruri neîmplinite, nedovedite, pe care nu le vede, nu le trăiește. E ceva ce s-ar putea întâmpla. Și asta generează în viața lor alte lucruri negative. Apar acum în slide-urile următoare câteva caracteristici ale acestora, dar vreau să mă opresc la câteva caracteristici comune, ca să nu le iau pe fiecare în parte. Temele, e adevărat, cu cât am studiat mai mult, cu atât mi-am dat seama că subiectul e foarte vast și variat. Așa că fiți atenți câteva stări comune. Poate vă regăsiți, fiți numai puțin de tot atenți la asta. Frustrări, neliniști, frici obsesive, compulsive, tulburări psihice,
stări depresive, ură, anturaj nepotrivit, relații pline de ceartă, sentiment de inutilitate, vinovăție, lipsă de speranță. Se regăsesc astea cumva? Pe aici, printre noi? Ascultați, lipsă de speranță față de viitor, gânduri repetitive negative, grijă apăsătoare, insomnii, afectarea capacității de concentrare și simptome fizice de oboseală cronică. Și doar câteva pe care încerc să vi le dau dintre cele spirituale, și anume conștiință pătată, vinovăție, păcate nerezolvate, trăire în păcat. Toate astea sunt stări caracteristice, frici, anxietăți și depresii. Care e zidul care îl împiedică pe Hristos să te elibereze de astea? Unde te-ai regăsit dintre ele? Unde ți se pare că îi dai un sin, îi dai bloc, îl ții la distanță pe Dumnezeu care vrea să intervină, să lucreze în viața ta, să transforme starea, să aducă ceva nou în schimbul stărilor respective? Unde? Care e zidul care te împiedică, care îl împiedică pe Hristos? Identifică blocajul care nu te lasă să fii liber. Caută eliberarea pe care o poate oferi doar și numai Hristos. E să mergem la câteva dintre lucrurile care alimentează stările de frică, depresie și anxietate. Ce alimentează stările astea? Și uitați dintre ele. Prezența excesivă în social media, care e o formă de, când trăiești într-una din stările astea, prezența excesivă în media e o fugă de realitate. Pentru că când stai în realitate, ești tot mai depresiv, mai supărat, mai frustrat, mai nervos, mai plin de răutate, mai agitat, mai negativist. Toate astea îți vin în minte și ca să nu-ți vină atât de mult în minte, fugi puțin de realitate. Mai departe. Spiritul comparativ, repetitiv, adică continuu doar să te compari cu celălalt, celălalt doar e mai bun, oare de ce nu pot eu? Eu nu sunt așa de frumos ca celălalt, eu nu pot să cânt, eu nu reușesc să merg, eu n-am atâția bani, eu nu pot să am atâția prieteni, eu nu sunt așa de tare, nu sunt așa de șmecher, eu nu sunt așa de bun la școală, eu nu sunt viitorul celuilalt și toate stările acestea de comparație. Materialismul, fuga disperată după a avea, comparația continuă, eu vreau să am mai mult, indiferent cât ai, îți dorești să ai mai mult, traume, abuzuri, trădări, suprapopularea orașelor sau trăirea într-un oraș suprapopulat care îți generează din cauza lipsei de intimitate și agitația continuă din jurul tău, îți generează, îți creează astfel de stări nepotrivite în viață. Suferințe continue, neîmpliniri, nemulțumire față de fizic, păcate repetitive, stimă de sine scăzut. Și fiți atenți aici, vicii, anturaje, dependențe, legături păcătoase, toate acestea creează în mintea noastră, în viața noastră. Așa, stări și viață. Ceea ce e bucuros pentru noi e ceea ce spune una dintre cântările noastre preferate, și anume, frica nu mai e stăpân. Frica nu mai e stăpân. În fața tuturor acestora sau dincolo de acestea e puterea lui Dumnezeu, care într-un mod atent schimbă și transformă. Care e realitatea noastră de fapt? Fiți atenți, care e realitatea în care noi trăim? Și vreau să vă prezint astea
pe două nișe diferite, și anume societatea ne oferă, și fiți atenți ce ne oferă societatea nouă. Societatea ne oferă concurență, competitivitate, diferențe. Fiți atenți, ură, putere, faimă, materialism, dezamăgire, complexe, neliniști, dependențe, neîmpliniri și păcate. Dar, în tot acest cadru, Hristos ne oferă. Dacă lumea ne oferă concurență, Hristos ne oferă echipă. Dacă lumea ne oferă diferențe, competitivitate, Scriptura, Biblia, Hristos ne oferă prieteni, egalitate, pace, siguranță, modestie, adică nimeni nu-i modest în viață, sau nu vrea să se arate a fi. Dar Hristos ne cheamă la modestie. Când lumea ne oferă dezamăgire, complexe, neliniști, Scriptura, Hristos ne oferă împlinire, liniște, încurajare. Apoi uitați mai departe, pasiune, bucurie, curăție. Uitați cât de mult acceptare pe care lumea, orice faci, te taxează, te-o lovit, te dă la o parte. Când te-o părăsit, prietenul, și ai sentimentul că toate fetele se uită așa la tine, bă, asta e lăsată iară. Și în momentele alea, Hristos oferă acceptare, iertare, curaj. Hristos e primul care vrea să ai o minte sănătoasă. Noi trăim cu stările astea, crezând, bă, știi, ți-ai făcut-o, port-o, piatra asta, greuta, povoara asta, du-ți-o în viață. Nu, ascultați-mă bine, asta spun ceilalți, lumea, societatea, cei din jur. Hristos e primul care vrea să fii liber, să trăiești altfel, să trăiești plin de bucurie în societate, să trăiești o viață eliberată, o viață ieșită din eșecul păcatului, al negativismului, a depresiei. Hristos vrea să trăiești altfel. Poi, uitați ce înseamnă asta. Sunt câteva metode de ieșire dintr-una dintre stările astea sau din aceste probleme care e o afectare a psihicului nostru. Prima dintre ele, pe care am vrut neapărat să o mintesc, să nu uitați, să nu treacă cu vederea, și am pus-o prima printre ele, prea puțin enumerată sau amintită în biserici, e vindecarea de durată prin tratament medical. Sunt stări care trebuie ajutate chiar și medical, consilier și chiar tratament. Cei de la Biblioteca de Medicină Națională a Statelor Unite spun că din cei 336 de milioane în 2020, ei spuneau așa, undeva între 10 și 15% dintre aceștia au nevoie de ajutor medical. Da. Îi spun așa, unul dintre factori sau termeni, dacă între 3 și 6 luni de zile nu reușești prin prietenie, prin ajutor propriu, prin disciplină să-ți depășești stările astea, ai nevoie să vorbești cu cineva și să ceri un ajutor mai serios. Prima dintre ele, vindecarea de durată prin tratament medical, apoi vindecarea etapizată prin consiliere. Vedeți, acestea nu au o ordine ierarhică în măsura în care voi trebuie să apelați la el, ci chiar un pic revers. Vindecarea etapizată prin consiliere. Vorbiți cu cineva, orice stare de genul ăsta care te depășește mai mult de o lună, cred că trebuie să începi să mergi să vorbești cu cineva, să cer consilier, un prieten apropiat, unul care e mai matur decât tine, spiritual, fizic, care cunoaște un pic mai mult decât tine, care caută, care
cresimte un pic cu tine, totuși nu spune oricui sau în orice situație. Unul care își apleacă inima către tine. Apoi, vindecarea instantă prin miracol e o chestie foarte bine mediatizată și transmisă printre noi în biserici, excepțional de mult. Doar că realitatea face că probabil maxim 5% dintre oamenii din aceste stări se vindecă miraculos și instant. Apoi, a patra metodă de a ieși din stările astea e vindecarea prin renunțare și eliberare. Vindecarea prin renunțare și eliberare de păcat, adică momentele alea în care recunoști, uite, asta e starea mea. Sunt două categorii de depresivi, în special, de tineri depresivi. Unul care nu recunoaște și de-l bați și de-i arați. Bă, uite, astea-s lucrurile care te caracterizează. Nu ți-a recunoaște. Pentru el e hidos. Nu vrea să aude. Sau mai este o categorie de oameni care, bă, dacă un pic s-o supăra cineva, s-o uita cineva la el, imediat zice, am o stare depresivă. Eu sunt depresiv de felul meu. Da. Oricare dintre stările astea le aveți, încercați să depășiți momentul prin câteva dintre acestea. Ce aș putea eu face ca să am o minte sănătoasă? Ce aș putea eu face ca să am o minte sănătoasă? Fiți atenți, promit, asta o spunem de atâtea ori, că eu vreau ca voi să aveți, ca noi, ca eu, să am o minte sănătoasă, să trăiesc bine, să am o viață disciplinată, să am un moral bun, să am un psihic sănătos. Și Scriptura îndeamnă și ne vorbește de atâtea ori despre asta. Unul dintre, sau primele lucruri pe care putem să le facem aici. Ce aș putea eu face? Identifică, și fiți atenți, identifică blocajele. Ce aș putea face pentru a avea o minte sănătoasă? Identifică blocaje, păcate, blocaj, păcat și fiți atenți, și medii nocive. Blocaje, păcate și medii nocive. Oricare dintre astea încearcă să le identifici. Nu lăsa depresia să te țină într-o cușcă întunecoasă și ascunsă. Asta își dorește depresia. De fapt, în spatele depresiei e de multe ori o putere, o influență celui rău care încearcă să te țină în gratiile unor răutăți, disperări. Nu-și dorește să fii fericit, să fii bine. Nu lăsa depresia asta să-ți distrugă mintea, viața. Mai departe, dezvoltă-ți prietenii sănătoase în comunități spirituale. Ai grijă ce prieteni, ce contexte de oameni ai în jurul tău. Oameni care te ajută sau te încurcă, care te bagă în depresie când vorbești cu ei, care te fac să te simți mai complexat, mai descurajat, să-ți cadă mai tare stima de sine, să o iei la fugă, sau care te ajută, te îndeamnă, hai să ne rugăm, sunt alături de tine, care te încurajați, care îți dă un pas în față. Nu căuta liniște interioară, fiți atenți, în păcat sau în singurătate. Foarte mulți tineri, ca să nu audă zgomotul de afară, încearcă să închidă ușa. Nu lăsa liniște interioară să-ți afecteze, să-ți apese grav peste mintea ta. Apoi, cultivă disciplină, citire, umple golul, caută să schimbi ceva în starea ta interioară de trăire, lasă-L pe Hristos să umple golul inimii tale. Nu,
ascultați-mă bine, nu încercați să umpleți golul răului, depresiei, anxietății, a fricilor din viața ta. Nu lăsa să le umple altceva. Altceva. Nu lăsa păcatul să distrugă, să distrugă inima ta. Tu care fugi de păcat, de stare de păcat. Să nu crezi că golul inimii tale poate să fie umplut. Să nu crezi că golul inimii tale poate să fie umplut de o persoană. Sunteți tineri și apreciezi și lucrezi atât de fain cu tinerii, dar de multe ori, tinerii cred, știi, o să mă însor, o să mă căsătoresc și dintr-o dată golul inimii mele, depresia mea, anxietatea, frustrările, comparațiile, trăirile mele de seara în plâns îmi vor fi acoperite într-un moment când am un băiat lângă mine, când am o fată faină. Ah. Să nu crezi că golul din inima ta poate fi umplut de o persoană. Nu poate fi umplut de cineva, ci doar de ceva. Apoi, nu crede că golul inimii tale poate să fie umplut de o plăcere la care visez. Abia aștept să mă căsătoresc, să am și relații intime, abia aștept, nu știu, să văd și eu cum e să fii mulți dintre tineri, să văd și eu cum e să fii biat, să văd și eu cum e să fumez, să văd și eu cum să... Și de dragul de a crede că își umple un gol, ce face? Cade mai rău. Să nu crezi că golul inimii tale poate să fie umplut de o viață bogată, disperat, toată viața, ai trăit o copilărie în care mama și tata ți-a spus nu putem, nu avem, nu poți să-i prea scump, n-ai voie să te apropii, nu ne permitem. Și dintr-o dată zici, băi, să ajung eu pe salarul meu, viața, fericirea inimii mele, nu! Frustrările, depresiile, stările depresive nu vor fi niciodată acoperite de o viață în care ai mai mult decât ai acum. Apoi, un viitor strălucit. Îți dorești, nu știu, să ajungi, să fii mare, să fii doctor, să fii avocat, să-ți termini faculta, să ai în sfârșit jobul tău, casa ta, să ai viața, băieții, abia aștept să am permis în față, să pot să duc eu pe cine vreau de la biserică, să ies eu pe centru, să arăt eu cum se turează mașina, nu cum fac ăștia, mă, să pot... Și din dragul ăsta de crezi că atunci când ai viața, în sfârșit s-o rezolva toate problemele politice, guvernamentale, toate necazurile, plânsurile tale, cad într-o clipă că tu ai un viitor fain. Da. Da. Să nu crezi că golul inimii tale e acoperit de asta. Apoi, al patrulea aspect, ce aș putea eu face pentru o minte, pentru a avea o minte sănătoasă, e închină-te, fiți atenți, închină-te, implică-te, slujești și dăruiești. Închină-te, implică-te. Știți, unul dintre lucrurile extrem de importante pentru noi să ne depășim oricare dintre stările astea negative e să ne implicăm, să fim parte a unei comunități, să trăim între ceilalți, să ne închinăm. Dumnezeu ne-a creat ființe de închinare, să ne închinăm, să iubim, să căutăm altfel prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat să trăim în comunitate și fiți atenți foarte bine la asta. Ai grijă în ce comunitate ești. Dacă Dumnezeu ne-a chemat să trăim în comunitate, în comunitatea lui Hristos, El vrea și are grijă și se îngrijește și ne cheamă să avem grijă, să știm, să observăm în ce comunitate ne găsim, unde suntem. Cel mai mare pas ca să ieși din frică, din depresie, din anxietate, fiți atenți, e să nu rezumi toată viața din jurul tău, dar la tine.
mie să meargă bine, eu să fiu tare, eu să fiu fericit. Nu-mi pasă de ceilalți. Nu-i pasă multora, nu le pasă de cum trăiește, ce are celălalt, cum se simte când tu te apropii, când tu vorbești așa, când tu produci frustrare, când tu refuzi, când tu vorbești fără atenție. Tot ce în jur, pentru mulți, se învârte în jurul lor. Eu să ies bine la mijloc, de ceilalți nu prea-mi pas. Ce înseamnă ca să nu rezum viața doar la tine? Înseamnă să fii gata de sacrificiu, să-i ajuți pe alții, să slujești. Când Hristos ne-a chemat să slujim, ne-a spus clar, slujirea nu e despre tine, nu e despre talentul tău, nu e despre a te înălța, a te vedea pe tine, a crește, a fi tu șmecher, a fi tu în fața celorlalți, a te vedea pe tine și nu pe ceilalți. Și slujirea înseamnă să te pui la dispoziția celorlalți. Dăruirea, dărnicia e dovada inimii tale că ești gata. Nu doar pentru tine. Când dăruiești, înseamnă că inima ta începe să se gândească la ceilalți, să fie matur. Înseamnă că nu ești orientat doar spre materialism, doar spre cine ești tu, doar spre ce ai putea câștiga tu, ci și spre ceilalți. Știți cumva cântarea aceea? Frica nu mai este până. Azi sunt copilul tău. Fiți atenți unul dintre refrenele de aici. Marea de spici se poate să trec prin ape și orice frică ai înecat. Nu te salvează nimeni, nici prieteni, nici relații, nici bani, nici oameni din jur, nici lider, nici păstor, nici tu m-ai salvat să... și astăzi încă sunt copil de Dumnezeu. Orice stări fie împovorătoare, și fiți atenți la asta, orice stări fie împovorătoare sau mai puțin, orice stări fie ascunse sau cunoscute de toți, orice stare mică sau mare poate cu adevărat să fie dată la o parte doar de Hristos, doar de Hristos. Nu te mai încrede atât de mult în ceea ce ar putea face ceilalți, în ceea ce face lumea asta, în ceea ce poate face și părinții. Poți să facă până la un punct, până la un moment, ceva pentru tine. Poți să te ajute până într-anumită etapă de acolo. Știi, pruncul meu, cum zice mama, bunica, știi, descurcă-te singur. Împotriva fricii, încrede-te în Domnul. Și poate regăsiți citatele astea, nu știu, văzute pe... Unde mai citiți voi? Da? Uitați ce spune Scriptura, da, ca să vă zic eu de unde vezi. Împotriva fricii, Scriptura ne spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te mai încrede în tot ce vezi în jur. Nu mai crede că totul se va sfârși acum. Așa am trăit mult sentimentele acestea. Vai, vine pandemia, e grav, se termină aici. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Și un alt vers spune, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Ascultă-mă, tinere, ori de unde ești, oricât de departe, oricât de afund ai putea fi, ascultă ce spune Domnul, nu te teme, că eu sunt cu tine. Asta nu o spune Domnul doar celor sfinți, cei care țin două zile de post, cei care trăiesc cumva, cei care își bifiază o viață religioasă. Asta o spune Domnul ție și mie, oriunde am fi. Apoi, împotriva anxietății, spune aici Domnul, caută pace și aleargă după ea. Caută pacea. Anxietatea nu are pace. Nu vă îngrijorați, anxietatea e plină de grijă. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Ai poveri pe care încă nu le-ai lăsat la Hristos?
Ai încă necazuri, ai încă ceva în minte care te apasă seara asta, ne-o zice Domnul, lasă-le, lasă-le în brațul Lui. El e singurul care le poate purta. Când tu le porți, te distruge. Când El le poartă, îți dă ție eliberare. Asta face El. Potriva depresiei, spune la un moment dat unul dintre profeții Domnului, zice, pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Domnul, ai speranță în Domnul. Depresia niciodată n-are speranță, nu vrea să vadă nimic. El vrea să vadă doar întuneric, întunecime, risipă, totul e negru, nimeni nu face, nu mai sunt oameni pocăiți, nimeni nu se roagă, nimeni nu e spiritual, nu mai vede nimic bun. Și atunci vine și spune, nădăjduiește în Domnul, încă mai îs. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, ne spune Domnul, veniți la mine, toți cei trudiți, Dumnezeul nostru e mai tare, fiți atenți, Dumnezeul nostru e mai tare decât frica, e mai tare decât anxietatea, e mai tare decât depresia, asta face Domnul. Dumnezeul nostru nu doar că poate să o biruie din viața ta, deja le-a biruit la cruce, nu doar că poate să te elibereze pe tine, deja El a făcut. Tu doar trebuie să accepți, să recunoști, să te trântești la pământ, să spui, Doamne, singurul care poate să mai facă ceva în viața mea ești Tu. Lasă-L pe Hristos să te elibereze. Nu te lupta tu, știi? No, noi vrem să rezolvăm. Am eu un prieten. Azi am avut o problemă cu mașina. Am dat și eu apel la prieten. Ajutați-mă, mă, că am un problem. Trebuie să-mi schimb niște roți. Nu știam cum să rezolv. M-a trimis unul. Bă, mă costa de două ori mai mult. Am prieten de ăștia, n-am nevoie, știi? Am eu un prieten. Ascultați, lăsați pe Hristos, care singur poate, e specialist, știe, cunoaște ce ai acasă, cunoaște ce ai în inimă, cunoaște serile tale în care stai singur și îți plângi de milă pentru starea în care ești. Dumnezeu este Cel care cunoaște. Nu există termen, moment, loc pe care Domnul să nu-L fi văzut în viața ta, în simțirea ta. Și El care cunoaște totul poate elibera tot. Poate elibera tot. Omul poate ceva, știi? Ce ai mers să zici la păstor, știi? Când ai făcut, cum vin unii la mine înainte să botez și zic, nu, începe să zici, ce ai făcut? Zice, frate păstor, eu pătătii le-am făcut. Știi? Unii, ca mai, după ce le-ai făcut pătătii, vin și zici la ceilalți, zice, știi, n-am ascultat de părinți, l-am mințit pe fratele meu, dar tu știi ce ai în ghiozdan. Știi ce-i îngheza? Miroase. E greu. Caută să lași totul jos. Oricât de greu ar fi. Ascultă, hai să ne ridicăm numai bine și terminăm asta și pentru mine. Haideți în față, echipă. Rămâneți un pic cu capul plecat și hai să ne apropiem un pic de Domnul în momentele astea. Oricare stare din astea ar caracteriza viața ta, stările tale, oriunde ai fi, oriunde te-ai regăsi cu trăirea ta, cu mintea ta, orice-i fi făcut până acum, cât de rău, cât de bine, cât de... Orice frustrări, neliniști, frici, tulburări psihice, orice moment în care ți-ai plâns și ai zis, n-o să iasă nimic bun de mine, inutilitate totală e viața mea, vinovăție maximă peste sentimentele tale... Gânduri repetitive, negative, care îți vin, nu ești bun, n-o să reușești, n-o să faci, n-ai valoare, oricare dintre astea te-ar caracteriza. Insomnii, stări neplăcute, orice
momente în care ai încercat să fugi de asta și ți-ai găsit refugiu în păcat, te-ai afundat mai tare, călcând pe bec, ieșind sara, fără să te crezând că nu te vede nimeni și ți-ai dat frâu imaginației, trupului, minții să facă orice, conștiință pătată, vinovăție, păcate, oriunde te-ai simțit de aici. Ascultă-mă bine. Hristos e singurul care poate să ridice de pe omerii tăi. Omul niciodată n-a reușit și nu va reuși să ridice ce diavolul a împrăștiat spre tine. Cel care poate, cel care a învins deja, cel care a câștigat, cel care a dus bătălia vieții mele este Domnul. Cel care poate să ridice orice tânăr de oriunde ar fi, cel care poate să dea speranță celui care nu o vede asta, cel care vede în față doar întuneric și negru, acestuia Dumnezeu îi arată lumina lui, acestuia Dumnezeu îi arată speranța lui, nădejdea. Hristos poate să ne elibereze. Dumnezeu vrea să ne facă să fim vindecați, să fim liberi, să fim înnoiți, să trăim în sfârșit o viață nouă, o viață nu alterată, nu o viață distrugătoare, nu o viață de care nici nouă să nu ne fie drag și nici celorlalți, o viață de care să ne fie rușine, nu? Hristos poate să schimbe și să aducă ceva nou, poate să facă o viață bună, energică, plină de speranță, plină de câștig, plină de har. Asta poate să facă Hristos în viața ta. Seara asta, lasă-L pe El să se atingă. Rămâneți cu capetele plecate și o să încep să mă rog pentru voi. Doamne, Tată, seara asta nu e despre noi, nu e despre ceea ce noi reușim. Seara asta nu e vorba despre puterea noastră, seara asta e vorba doar de puterea Ta. Seara asta nu e vorba despre cât de josnic mă simt eu, ci cât de mult mă poți ridica. Seara asta, Doamne, vreau să fie despre eliberare. Seara asta vreau să fie, Doamne, despre cum scoți Tu pe tineri din mocirlă. Seara asta vreau să fie despre cum reușești Tu să mântui, să dai iertare, să curezi conștiință, să îmbraci în putere, să dai har, să dai eliberare în fiecare moment. Doamne, e doar despre Tine. Cei care seara asta își îndreaptă gândul spre Tine, inima, cei care recunosc, Doamne, cei care stau în fața Ta și spun, Doamne, am nevoie de Tine, Te rog, privește seara asta spre ei, privește cu iertare, privește, Doamne, cu mântuire, celui care nu avea speranță, celui care a vrut să se sinucidă, cel care vrea să caute lumea în păcat, cel care seara trecută a trăit în destrăbălare, în întuneric, a crezut că nu-L vede nimeni, Doamne, seara asta Te rog, iartă, îmbracă, Doamne, în puterea Ta. Nu e povară pe care Tu să n-o poți ridica. Nu e greutate pe care Tu să n-o poți ridica. Doamne, Tu poți. Nu ești prea tânăr ca Dumnezeu să te poată ierta și mântui. Nu ești prea bătrân. N-a trecut tinerețea, frumusețea peste tine ca să nu se poată încă Hristos atinge de viața ta. Lasă-te în mâna Lui. De acum înainte sunt mulți ani pe care Dumnezeu vrea să-i folosească prin tine, prin viața ta, doar să te lași. Lasă-te la îndemână Lui, spune-i, nu mie, eu nu trebuie să văd nici mâini, nici oameni, Hristos trebuie să vadă atitudinea asta. Nu pleca de aici până nu schimbi inima, până nu te dărui iarăși Domnului și spui, o viață nouă vreau să faci din mine. Doamne, nu mai vreau să domnească peste mine destrăbălarea, nu mai vreau depresia, întunecimea, plânsul, negura, întunericul, vreau să fii Tu Domn,
să fii tu Domn în viața mea. Spune-i Lui, El va primi. Dacă aici sute de tineri, nu contează, El primește orice inimă care se deschide înaintea Lui. El poate. Ne ascultă pe toți odată. Ne primește pe toți. Iisus poate. Lasă inima ta să cânte spre El. Lasă inima ta să strige spre Domnul. Lasă inima ta să vorbească cu Cel ce-i poate da eliberare. Seara asta vrea Dumnezeu să se atingă de tine. Lasă-te la îndemână Lui.